Crucea Roșie, filiala Călăraș, a început de joi 26 noiembrie distribuirea ajutoarelor strânse în cadrul campaniei umanitare Din Suflet pentru Suflet. Pentru ca bunurile colectate să ajungă în timp util la persoanele nevoiașe, acestea trebuie sortate în prealabil. Pentru acest lucru este nevoie de voluntari. Persoanele interesate se pot adresa la sediul Crucii Roșii din municipiul Călăraș, din zona Orizont. În momentul de față, derulați campania umanitară Din Suflet pentru Suflet. Cum vă descurcați? Păi în fiecare an de Paște și de Crăciun noi avem această campanie, se numește Din Suflet pentru Suflet. Ce înseamnă? Noi colectăm îmbrăcăminte, alimente, jucării, încălțăminte de la persoane, le igienizăm, le punem în saci și pe urmă le distribuim către persoanele aflate în nevoie de la noi din județ. Până în momentul de față am adunat, nu sunt foarte multe, spre deosebire de alți ani, pentru că baza noastră erau școlile, făceau foarte multe acțiuni de genul acesta. Anul ăsta doar școala Mircea Vodă s-a organizat și mă bucur că beneficiem de ajutorul școlii numărul 49 din sectorul 1 București, care ne vor trimite din ce au strâns. Iarăși avem sprijinul școlii din Vlațepeș, un profesor de acolo s-a mobilizat și ne-a adus ajutoare, primite din multe părți și trebuie să sortăm. Dacă în fiecare an aveam foarte mulți voluntari, noi în total avem vreo 600 de voluntari, dar veneau de obicei copiii care erau mai activi în perioada asta și acum cu pandemia nu mai vin, pentru că nu-i lasă părinții. Într-adevăr, este un pericol. E un risc să vii, mai ales că noi ne adunăm destul de mulți, adică erau serii în care ne adunam câte 20 de persoane și sortam. La noi sortatul ce înseamnă? Începem și sortăm, punem în saci femei, bărbați, copii, bebeluși, ca să știm atunci când dăm. Vin de la asistențele sociale, de la primările din județ și întrebăm, aveți mai mulți copii, aveți mai mulți adulți, bătrâni, avem și haine groase și nu poți să dai o gecuță subțirică și roz la o familie de bătrâni, că nu le folosește la nimic. Și pentru așa ceva noi avem nevoie de ajutor. Deci aveți nevoie de voluntari. Cei care doresc să vină, să vă ajute la sortat, cum pot lua legătura cu dumneavoastră și unde se pot adresa? Sortarea se va face aici, la sediul la noi. Este în strada Prelungirea București, numărul 24. E deasupra magazinului Orange din stația Big. Este intrarea prin spatele băncii Raiffeisen, deci se oculește tot blocul. Programul nostru, în mod normal, este între ora 8 și ora 16. Dar dacă sunt persoane care doresc să vină mai multe persoane într-o zi care pot, numai după ora 16, ne adaptăm programul. Asta este, adică nu putem să ratăm ocazia de a avea ajutoare. Dacă vă anunțăm prealabil, puteți modifica. Da. Numărul de telefon este 0727 688 423. Este numărul nostru de aici. Mă pot suna înainte ca să știu să știu cum să ne programăm și noi activitățile. După amiaza am mai avea 5-6 voluntari, dimineața fac cursurile online și după aceea vin la noi. Dar sunt puțini. Insuficienți. Da. Adică eu zic că avem în jur de 8 tone de îmbrăcăminte de sortat și pus la saci. Cel puțin. Când va începe distribuirea acestor ajutoare? Începem distribuirea. Deja am sunat la asistența socială pe la primărie în județ. Au și spus că vor începe să vină după sacii cu ajutoare. Știu că este campanie electorală și multă lume m-a întrebat, știți, dați și acum în campanie? Și le-am răspuns că da. Dau în campanie pentru că rolul Crucii Roșii este de a avea grijă de toate persoanele nevoiașe, indiferent de culoarea politică a primarilor, a consilierilor. Nu ne interesează. Pe mine mă interesează că foamea nu are culoare și nici frigul. Sunt foarte mulți, în zona rurală în special, unde copiii n-au mai plecat în sănătate la muncă, nu mai trimit bani acasă. Ce să spun, alimente și lemne, astea sunt pe primul loc. Dar în momentul de față pot să spun că avem 2 baxuri de ulei și cred că o pungă de biscuiți și cornuri cu ciocolată. Asta înseamnă că oamenii donează mai mult haine. Da, majoritatea își fac curățenie prin șifonier și decât să le arunce, le împachetează, le pun frumos și le aduc la noi. Pe urmă noi le igienizăm și iarăși le sortăm.
că nu le putem da neigienizate. Dar ați avea nevoie și de alimente cu un termen de expirare mai mare. Oricum ar fi, noi până în data de 20 decembrie vom da absolut tot ce avem. Avem și pătuțuri de copil și am zis că dau măcar câte unul pentru fiecare asistență socială. Avem mobilier, avem o persoană din Vâlcele căreia i-a ars casa și am vorbit deja cu domnul primar de acolo să ne sprijine cu mașină de transport, pentru că avem pat, șifonier, dormeze, chestii din astea care îi pot folosi. Știu că primăria l-a ajutat să-și ridice casa și încercăm și noi să mobilăm, cum am făcut în alți ani, la alte familii. În alte cazuri. Încercăm tot ce se poate. Știu, ăsta este cel mai greu an pentru noi. Pentru că nici nu avem prea mult de ajutoare, nu avem posibilitate de deplasare, beneficiem de ajutorul unui voluntar de-al nostru, care are o dubiță, dar și el e limitat, pentru că are și lucrează, are o firmă și nu poate nici el decât în anumite zile, după program, este greu.